Spune-i muntelui ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Marcu 11:23. Când Iisus a spus că trebuie să-i vorbim muntelui, poruncindu-i să se ridice și să se arunce în mare, el a făcut o declarație categorică. Vezi, de obicei vorbim despre munți sau provocările din viețile noastre, dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață să le vorbim lor, direct. Și când o facem, trebuie să le spunem ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 4, când Satana încearcă să-l ispitească pe Iisus în deșert, Domnul a răspuns la fiecare încercare cu Scriptura. El a citat în mod repetat versete care au contracarat minciunile și înșelătoriile diavolului. Avem tendința de a încerca să facem așa pentru o vreme, dar când nu vedem rezultate rapide, nu mai răspundem problemelor noastre cu versete din Biblie și începem încă o dată să exprimăm ceea ce știm. Perseverența este vitală în obținerea victoriei. Proclamarea constantă a cuvântului are putere și este absolut necesară pentru a depăși orice problemă sau situație negativă. Aprofundează lucrurile în care crezi și fii hotărât să te ții de ele până la capăt. Rugăciune. Duhule Sfinte, amintește-mi să rostesc zilnic cuvântul Tău în dreptul munților din viața mea. De fiecare dată când cedez plânsului și disperării, îndeamnă-mă să rostesc cuvântul Tău cu îndrăsneală și încredere în Tine ca să pot muta munții. Alpha.